Bine v-am regăsit la Fildomatic, ca de obicei de la această oră suntem live la emisiunea dedicată piețelor financiare. Te salut, Iberiu! Salut, Cătălin, mă bucur să ne revedem și astăzi. Astăzi când îl așteptăm pe Dragoș Diaconu de la Arctic Stream, vă așteptăm și pe voi în cea cu întrebări. Vă spuneam, sunt ocazii în care practic sunteți față în față cu cei care conduc companiile. Sunt sigur că aveți întrebări. Vom dedica și astăzi, iată, integral această ediție Bursei Locale, ca tot timpul în ultima perioadă, dar de mâine o să ne concentrăm și pe piețele externe, că au început, cum spuneam, niște zile importante, niște mișcări în piață. Chiar anticipam eu că o să fie și au fost scăderi pe Wall Street ieri, după ce Jerome Powell a cam alimentat așa temerile astea cu privire la o creștere mai mare a ratelor de dobândă, că la în Senat acolo, în discursul bianual, a cam avertizat că e gata Fed-ul să accelereze ritmul de înăsprire, pentru că datele economice au venit mai bune decât așteptările. Știi că vorbeam noi, Tiberiu, tot timpul de datele astea bune și nivelul terminal al ratelor dobânzilor va fi mai mare decât cel estimat anterior și cu asta închei, au crescut și randamentele bondurilor, cum se întâmplă așa, s-a întărit și dolarul și atunci scad în special acțiunile de grup, dar mâine o să discutăm toată ziua cu invitatul nostru. Astăzi ne concentrăm pe bursa locală, mai sunt niște companii importante care au dat rezultatele, cum să le interpretăm? Sunt trei companii mari și din BET și de pe lângă BET care, mă rog, au dat cu câteva zile în urmă, pe care le urmărim așa mai toată lumea. Se știu deja rezultatele, dar am zis să ne uităm totuși peste ele, că sunt foarte importante și unele dintre ele, mă rog, printre care și cea de astăzi, una, două, ocupă practic locurile fruntașe în clasamentele zilnice de tranzacționare, adică tot ceea ce înseamnă rulajele. Chiar o firmă din o companie ține practic poate jumătate sau chiar mai mult de jumătate din rulajele unor anumite zile, din păcate. Una dintre ele este FPU, fondul proprietatea, pe care, mă rog, urmărim în principal datorită faptului că 80% din acționariat, mă rog, sau are legătură cu hidroelectrica care s-ar putea să o vedem în curând pe bursă listată. Vocile spun că undeva în martie, mai, aprilie, iunie, mă rog, de mulți ani de zile. No, mai, cred că cel mai devreme, dar cred că iunie mai degrabă. Poate iunie, să vedem, poate iunie. Poate avem norocul ăsta. În fine, din punct de vedere financiar, 2022 a fost mai slab decât 2021. FP a înregistrat un profit net de 2,77 miliarde de lei, se vede foarte bine și pe grafic acum, în scădere, 45%. Principalele elemente care au contribuit la profit au fost, bineînțeles, câștigul net aferent participațiilor și venitul brut din dividende de la companiile din portofoliu, care au adunat aproape 935 de milioane de lei, deci doar dividendele. Din punct de vedere al câștigurilor nete aferente participațiilor pentru anul trecut, au ajuns undeva în jur de 1,96 miliarde de lei și au fost generate în principal de creșterea valorii participației la Hidroelectrica, după cum spuneam prima dată, 2,1 miliarde de lei, compensată parțial de scăderea valorii în alte firme, deci a participațiilor în Engie, spre exemplu, cu 82 de milioane de lei, și în companiile din grupul Enel, pentru că știm că FPU este compus, mă rog, în principal din Hidroelectrica, dar mai are acolo Engie, Enel, Salrom, mai are multe în portofoliu. Poate s-ar putea să vedem chiar Salrom destul de curând și ea listată pe bursă, pentru că au existat multe discuții în sensul ăsta și cine știe, am putea să o vedem chiar mai devreme. Spuneam de venitul din dividende de la companiile din portofoliu, aproape 935 de milioane de lei. Cea mai importantă sumă a venit de la Hidroelectrica, bineînțeles, 754 milioane de lei și de la OMV Petrom, 133,6 milioane de lei. Întotdeauna când am avut invitat de la fondul proprietatea în cadrul emisiunii, vorbeam noi și despre acel discount sau despre cum se tranzacționează acțiunea fondul proprietatea și pe parcursul anului trecut
acțiunile s-au tranzacționat la un discount față de yuan cuprins între 2 și 39%, deci au avut fluctuații destul de mari, destul de importante, în condițiile în care știm foarte bine că, dacă mi-aduc aminte, în 2021 se tranzacționau chiar și la 10% discountul față de yuan. Deci una peste alta, cam astea sunt rezultatele. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu hidroelectrica mai degrabă. Exact, asta facem și foarte interesantă evoluția cotației. De ce? Pentru că suntem la o zonă de rezistență, se vede foarte clar, o zonă pe care a depășit-o doar sporadic, ba într-o zi undeva în ianuarie 2022, ba câteva zile undeva în aprilie și încă o zi în iunie 2022. Practic a fost doar niște străpungeri, așa, ciupeli. Deci e clar că aici se marchează profituri, e clar că e un nivel important, 2,130 paradoxal sau 2,115 între astea, nu e ceva super psihologic, dar uitați-vă că această revenire din minimul din toamnă, din octombrie anul trecut, că a fost aici o inversare de trend, un double bottom foarte clar și confirmate și nivelurile următoare de rezistență, iată, s-a oprit tot în zona asta și acum s-a format un triunghi dreptunghic, este o formațiune de continuare. Practic, dacă te uiți, un trader se uită pe graficul ăsta, o străpungere aici ar putea fi confirmată de data asta, să nu mai fie falsă și să ne ducem măcar către 2.22. După aia mai vedea. Următoarele niveluri le-aș vedea 2.26 și 2.33. Mai e până acolo o corecție, o revenire iar la suport ar fi undeva către 2, aici e o zonă importantă. Nu cred că mai jos de 2, că ne apropiem ușor, ușor și de listare și vom vedea ce va fi, că spuneai tu și de Salrom, o să mai vină vești și o să fie ceva volatilitate. Da. Continuăm cu Romgazul, tot așa o companie care a dat în urmă cu o săptămână și ceva, dacă nu mă înșel. Știm rezultatele foarte bune, știm și de ce sunt foarte bune, dar totuși să ne uităm să vedem puțin mai în detaliu. Deși producția de gaze naturale a fost mai mică, cu aproape 2% în 2022 față de 2021, după cum spuneam, rezultatele Romgaz au fost foarte bune. Cifra de afaceri, aproape 13,4 miliarde de lei, în creștere cu 129%, adică a fost vreo 6 miliarde în 2021, acum 13,4. Cifra de afaceri din vânzarea de gaze naturale a crescut și a, bineînțeles, foarte mult, tot așa, 125% aproape. Dar, atenție, cantitatea de gaze naturale vândută a fost cu 4,5% mai mică. E deja un trend, dacă nu mă înșel, și în cazul lor și în cazul Petromului, deși cifrele sunt în creștere, producția, extracția sunt cam în scădere. Așa de... Și la hidroelectrica la fel. Și la hidroelectrica la fel. Da. Deci spuneam de cifra de afaceri din gaze naturale. Acum, pe lângă producția de gaze naturale, avem și înmagazinare aici și veniturile au fost în creștere 80%, cifra de afaceri, de fapt, la nivel de grup, ca urmare a majorării unor servicii pe care Romgaz le prestează, rezervare, injecție și extracție. Pe de altă parte, pe lângă producția de gaze naturale, știm că se ocupă și cu energie electrică și aici cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică a crescut foarte mult, are deja o pondere importantă, deci are 313% creștere față de anul anterior. Cifra de afaceri sau veniturile undeva peste 1 miliard de lei, puțin peste 1 miliard de lei, bineînțeles datorită prețurilor ridicate la energie electrică. Cu toate astea, activitatea de producție și de vânzare a înregistrat totuși o pierdere, aproape 50 de milioane de lei, în principal din cauza supraimpozitării veniturilor obținute din acest segment de activitate, conform comunicatului companiei. Mai spunem că Romgaz a plătit puțin peste 400 de milioane de lei ca impozit pe veniturile suplimentare din vânzarea de energie electrică și acea contribuție de fapt la fondul de tranziție energetică și tot începând cu anul 2022, pentru toți producătorii de gaze naturale a fost introdusă și acea contribuție de solidaritate. Valoarea calculată aferentă anului trecut, în cazul Romgaz, fiind cumva estimată în jur de 1 miliard de lei. Mă rog, toate astea puse cap la cap, se văd și pe planșe, profitul net 2,54 miliarde de lei,
în creștere, rata profitului în schimb a scăzut față de anul anterior. Sunt companii în continuare, am putea spune că sunt subevaluate, și Romgazul, și Nuclear Electrica, și Petromul, toate astea în special din sectorul energetic, pentru că au avut câștiguri foarte bune pe parcursul anului. Exact. Dar să nu uităm, cum specificai și tu, și iată și la Hidroelectrica cu prețul kilovatului, megavatului, prețurile astea mari au dus până la urmă, și nu neapărat producția, e foarte important. Aici evoluția e foarte interesantă în ultimul timp. De ce? Pentru că a ieșit din tendința descendentă, iată, aici era o posibilitate să iasă, s-a dus în jos până la urmă, a confirmat, să spunem, cumva suportul, și anul ăsta iese cumva din tendința descendentă, dar iese într-un range, într-un lateral, și un moment important a fost când practic a trecut zilele trecute la finalul, la începutul lunii, peste zona asta, așa, nu neapărat 40,7, cât linia asta a fost importantă și s-a dus, dar iată s-a oprit într-o zonă de rezistență până la urmă, și revenirea e la fel de puternică. Acum e interesant dacă va rămâne deasupra linia asta, dacă va rămâne cumva în zona asta de consolidare sau se va duce către 38-38,4 aici. Asta ar fi întrebarea. Dacă rămâne aici, evident își va lua iarăși forțe, să spunem, să adune energie ca să treacă totuși de acest 43, care pare destul de solid în momentul ăsta. Mai spunem despre companiile în care statul are o participație importantă, cum e Romgazul și Nuclear Electrica, de fapt. Să vedem care va fi partea de dividende, cât va cere statul de la el ca să aloce. Mai mult. De 80, vorbeam de 90%. Acum să vedem cât le va lăsa la dispoziție, pentru că ambele, atât SNG-ul cât și Nuclear Electrica, au nevoie de investiții puternice în viitor. Una, da, dar statul, care e cel mai prost administrator, evident că întotdeauna are nevoie de bani și ia de unde Avantajul companiilor ăstora e că sunt destul de puțin împrumutate, adică nu au un leverage puternic. Au posibilitatea să fie să emită obligațiuni, fie să, mă rog, să se împrumute, să ia credite, de fapt, cum a și făcut, de fapt, Romgazul când a plătit participația de $1 miliard către Exxon anul trecut. Deci n-ar fi problemă să ia banda, ar fi mai bine să execute totuși o parte din investițiile astea și din surse proprii, că, na, de fapt, asta este scopul. Hai să ne uităm acum și pe cea de-a treia companie pe care am pregătit-o, respectiv King Complex Borzești. Mai nou, simbol CRC, schimbat de la ce a fost anterior. O companie care a urcat de pe piața Aero, pe piața principală, mă rog, nici n-avea ce căuta, de fapt, pe piața Aero. Dacă vă uitați la capitalizare, 6,5 aproape miliarde de lei, deci nici nu se pune problema. Era complet distorsionat indicele Beta Aero cu prezența King Complex acolo. Însă, doar un singur lucru înainte să ne uităm pe evoluția financiară de anul trecut, să ne uităm puțin pe structura acționariatului, pentru că aici facem și puțină educație, în sensul că dacă ne uităm la cine deține compania, avem așa CRC Alchemy Holdings BV, mă rog, înregistrat în Olanda, un vehicul cu aproape 85% din totalul acțiunilor, statul român cu 9%, mai sunt niște persoane juridice cu vreo 4,7% și fizicele sunt 1,3%. Deci calculează-mi tocmai, sau spune-mi tu care e free float-ul de fapt, 6% ăsta, adică fizice plus juridice, sau doar 1,3%? Pentru că dacă este, deci 1, 2, 3, 5%, stau să mă întreb acum, care ar fi rostul sau de ce ar investi o persoană fizică, nu știu, ca mine, ca tine, ca cei care ne urmăresc? Tocmai că nu investesc. Sunt într-o companie din asta care, nu, pur și simplu, votul tău nu contează acolo. Adică, exact, sunt multe companii așa. N-ai nicio șansă, ești la discreția celorlalți acționari. Din punct de vedere financiar, anul a fost mai slab anul trecut. Deși au avut vânzări în creștere ușoară, marjele s-au comprimat puternic. Avem aici majorarea prețurilor de achiziție la utilități. Mult, chiar din comunicatul companiei, citez acum, mult peste cele ale competitorilor direct din Uniunea Europeană, care au avut un impact semnificativ asupra costurilor de producție, ceea ce a dus la obținerea unei marje mult mai scăzute sau mai scăzute cu 35% anul trecut comparativ cu 2021.
Din punct de vedere al vânzărilor, King Complex a avut vânzări de 2,26, aproape miliarde de lei anul trecut, da. Venituri din operațiune, adică indicatorul EBITDA, aproape 480 de milioane de lei. Am văzut că a umblat puțin și la structura produselor în cifra de afaceri. A crescut ponderea sodei caustice pe care eu produc până la 44% de la 20%, cât a fost în 2021. Presupun că e mai profitabilă, că altfel nu cred că făceau doar așa de a face schimbul. Și a crescut și portofoliul de clienți internaționali, în special cei din regiune de aici, de pe lângă noi. Exportul total acum reprezentând 71% din cifra de afaceri, ceea ce este bine, zic eu, foarte bine chiar. Europa, de altfel, este piața care consumă peste 90% din produsele care se fabrică la Râmnicu Vâlcea și la Onești. Asta în ciuda faptului că sunt foarte multe produse din estul lumii, mă rog, din zona asiatică mai exact, care sunt mult mai ieftine și care se vând și se comercializează în Europa. Tot anul trecut, King Complex și-a consolidat cumva portofoliul de servicii și a cumpărat o companie, System Plast, din Râmnicu Vâlcea. Mă rog, este specializată în furnizarea de tot felul de soluții de mecanică, proiectare, construcție pentru lucrări industriale. Acum mă întorc la ceea ce spuneam prima dată, m-am uitat și pe valorile tranzacționate ale companiei, sunt mici, foarte mici, adică de la începutul anului, dacă nu mă înșel, sunt vreo 300.000 de lei, în condițiile în care uitați-vă la valoarea de piață, adică este absolut uriașă. Da, dar mici, foarte mici. Volumele sunt exact cum spuneai tu, free float-ul la fel, nu ai ce să faci, nici analiză, nici e o companie neinteresantă pentru investitor, dar totuși evoluează tehnic și ea sunt nivelurile astea aici la 21, 17,4, 12, 25,2, care coincide cu niște retrageri FIBO, deși nu îmi place să pun că nu prea e trend aici, dar asta pentru a da o mai mare importanță anumitor zone și niveluri. E clar că dacă se menține aici, poate trece de această linie și să treacă de 23, targetul aici, 25. Dacă nu, e posibil să întoarcă iar la 17,4, 17,5, dar până la urmă uitați-vă puțin ce volume sunt aici și întrebarea e aceeași, pe cine ar interesa până la urmă o totuși investiție. Să spunem, da, este o companie foarte, foarte importantă, zic eu, pentru industria, da, pentru economia României, pentru că ceea ce face, produsele pe care le face din fostul Olchim, fostul combinatele astea, știi că se face compania română de chimie, în fine. O industrie fanion, de fapt, pentru România, da, cu istoric și așa mai departe. Din păcate, nu este atât de atractivă prin prisma faptului că e deținută majoritar de către... Mm-hmm. Bun. În schimb, atractivă poate fi Arctic Stream, nu? Hai să-l invităm pe Dragoș Diaconu, CEO. Bun revenit la Field of Markets, Dragoș. Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua. O să vedem cât de atractivă e Arctic, care nouă ne plăcea să spunem și vedem și investitorii spun, o companie care tace și face, dar în ultimul timp voi n-ați tăcut pentru că ați comunicat destul de des și bine ați făcut. Până la urmă, hai să pornim de la ce a fost anul trecut, un an dificil, nu? Din multe puncte de vedere, le știm cu toții, dar și pe voi v-a afectat. Pe de o parte, lanțurile de aprovizionare erau întârzieri, da? Dolarul întărit generau costuri, nu? De costuri mai mărite. S-au subțiat marjele, nu? S-au diminuat. Cum ați terminat până la urmă anul? L-ați terminat bine, am văzut, dar tu să ne spui cum ai văzut toate astea și să ducem direcția mai departe. Ce pericole ar mai veni? Că asta e interesant. Până la urmă, Cătălin, tu ai reușit să sumarizezi așa într-un minut și bunele și relele de anul trecut. Aș începe cu partea pozitivă. Noi am reușit să terminăm anul trecut cu o creștere foarte bună de aproximativ 59% când vine vorba de cifra de afaceri. Noi considerăm aceste rezultate minim solide, dacă nu chiar foarte bune. Profitul nostru operațional e în jur de 7,6 milioane, unul dintre indicatorii pe care noi considerăm cei mai importanti atunci când vine vorba de un
de un business. Și bineînțeles, acest lucru s-a văzut și în rezultatul net, pentru că am reușit să terminăm 2022 la 6,7 milioane profit net. Acum aici ai adus în discuție și câteva dintre provocări și vreau să fac un comentariu legat de creșterea dolarului. E una dintre monedele pe care noi le folosim cu precădere și e folosită cu precădere în industria din IT. Mai există câteva cotații și în euro și câțiva producători care vând în euro, dar cei mai mulți sunt în dolari. Iar dolarul a avut anul trecut un parcurs ascendent până în Q3, dacă mi-aduc aminte bine, până la sfârșit de septembrie, început de octombrie, cred că a crescut de la 4,2-4,3 în ianuarie 2022 până la 5,1 sau chiar și depășit 5,1 până la sfârșitul septembrie și bineînțeles că asta pentru noi a fost clar o provocare, fără urmă de îndoială. Și apoi a luat o turnură descendentă spre sfârșitul anului și cred că prin ianuarie a ajuns din nou la 4-5. Acum a reușit din nou, a revenit un pic pe creștere. Fac o paralelă ca în politică și în guverne. Cel mai rău pentru noi e instabilitatea, nu neapărat că e mare sau că e mic, dar cel mai rău e când fluctuează și, mă rog, poți interveni cu mecanisme financiare ca să ponderezi acest impact și la noi se și vede că am folosit niște lucruri, chiar dacă lucruri de bază, am reușit să ponderăm lucrurile astea pentru că la sfârșitul lui Q3 raportam un profit financiar la sfârșitul lui Q3 aferent anului 2022, un profit financiar care după aia dispare din cauza creșterii dolarului, dar practic reușim să-l compensăm în operațional, pentru că pentru noi astea două lucruri au mers în tandem. Dacă dolarul a crescut, atunci s-a văzut un pic în profitul financiar, dacă dolarul a scăzut, apoi am reușit să facem o marjă mai bună în profitul operațional. Mai scuză-mă, Tiberiu, un pic, apropo de profitul, că tot timpul a fost discuția asta, sunt sectoare și sectoare, companii și companii. La ce se uită investitorii? Unii spun că profitul operațional contează, alții că profitul net, alții că profitul financiar. E o nebunie, nimeni nu știe exact și mulți investitori începători se pierd și încearcă să înțeleagă tot felul de detalii, se iau după unul și altul și până la urmă pierd long term pentru că chiar nu știu la ce să se uite. De exemplu, la Arctic Stream, cum să o evaluăm, cum să o judecăm? Așa, pe scurt, cred că răspunsul este, bineînțeles că amândouă contează. Întotdeauna contează și profitul net, pentru că până la urmă asta este ceea ce rămâne în companie și asta este ce rămâne pe hârtie în companie. Ceea ce este și mai important este cum reușești să duci free cash flow, adică acea cantitate de bani sau de efectiv de lichidități care sunt produse din operațiuni care pot rămâne și în companie, pentru că e ușor să avem un profit financiar pe hârtie cu niște termene de încasare de 180 de zile și de fapt să nu putem să distribuim din banii aia și investitorii de fapt să și beneficieze din ei. Dar venind la întrebarea ta, cred că profitul operațional e cel care indică sănătatea business-ului. Într-adevăr, tu poți fi într-o perioadă de investiții și atunci și profitul net să fie mai mic și să se vadă poate lucrurile astea că, nu știu, ai de plătit dobânzi la bancă, te-ai împrumutat și a trebuit să investești în lucruri și atunci e normal ca profitul net să ți scadă, dar cred că dacă e să alegem unul dintre ele pentru a defini sănătatea business-ului, ar fi profit operațional, dar bineînțeles, amândouă contează formule de îndoială și nu sunt eu finanțist acum să definez care dintre ele e mai important. Doar dacă m-ați fi forțat să aleg unul dintre ele, aș fi ales profitul operațional. Dar încă o dată bineînțeles că ambele sunt importante. Vorbeam de cifra de afaceri și de veniturile totale, de fapt, aproape 82 de milioane de lei, în condițiile în care estimatul sau bugetatul anul trecut era aproape la jumătate, 4-6 de milioane de lei. Deci, practic, s-a depășit, v-a surprins și pe voi la un moment dat, nu presupun, adică a fost atât de mare încât, în fine, bine că a fost. Întrebarea este, de aici încolo, creșterile astea care într-adevăr sunt mari de la un an la altul sau au fost cel puțin până acum de la un an la altul,
nu știu, în perspectivă am putea să le vedem că se replică până la finalul anului ăsta sau ar trebui să mai fim, nu știu, puțin mai rezervați așa în perspectivă? Eu întotdeauna noi încercăm să punem și ceea ce am spus în trecut, pentru că e corect ca cineva să ne țină responsabil pentru ceea ce am spus și ce am făcut și, nu știu, bine sau rău, sperăm să păstrăm lucrurile astea în continuare și să apară în tipul ăsta de raportare. Încă o dată, mi se pare că acest proces de forecast e un lucru care poate fi o artă în sine și întotdeauna vom găsi explicații pentru care nu am ajuns la numerele forecastate și, bineînțeles, dacă cumva ajungem la ele, noi suntem cei extraordinari care am reușit să vedem asta, nu o doză de noroc sau o doză de lucruri la care nu ne-am gândit. Acum, revenind la... La întrebare, da. Da, la numerele noastre. E prima dată când am calculat un compound growth rate în ultimii 3 ani și am ajuns la 35% pentru ultimii 3 ani ai noștri vorbesc. Așa mi s-a părut mie relevant ultimii 3 ani, că dacă îi calculez, bă, sincer nici n-am calculat pe 50, știu dacă este același lucru. Clar, mult mai mult decât a crescut piața de IT. Cred că este greu. Și când spun cred că este greu, sincer, dacă te uiți la matematică, e de domeniul imposibilului să păstrezi această creștere pentru foarte mulți ani, pentru că devine imediat o chestie exponențială și ajungi practic în 3 ani de zile să dublezi probabil business-ul avut. Deci nu cred că poate o companie poate să susțină această creștere la infinit. Pe de altă parte, cred că noi suntem, deși contextul ăsta macroeconomic nu este ideal, noi suntem privilegiați. Vedem investiții și pentru anul acesta și pentru anul viitor. Vedem clar proiecte noi în partea de infrastructură, în partea de digitalizare și investiții majore atât din privat cât și din public. Și de-abia fondurile de PNRR sunt încă la început. Am văzut abia primele proiecte anunțate și lansate și în partea de fonduri europene practic foarte puțin, aproape doar am zgriat așa un pic poate suprafața cu ele. Deci, în opinia noastră, și anul acesta și anul viitor vor fi pentru noi ani buni cu creștere. Acum mi-e foarte greu să mă pronunț dacă vom reuși să ținem un pas de creștere de 30%, pentru că odată ce numerele cresc, 30% la 10 milioane diferite de 30% la... Asta nu înțeleg mulți investitori, mai ales tot așa începători, că se întâmplă la multe raportări să compare anumite cifre și văzându-le mai mici și nefiind explicate, iată, ei cred că de fapt compania merge prost, dar e calcul foarte simplu pe care îl faci tu. Până la urmă, BVC-ul pe anul ăsta e mai prudent, mai conservator, incertitudinea n-a dispărut și poate vorbim de ce riscuri sunt, dar mai încolo, cum vezi? Incertitudinile nu au dispărut și nu vor, adică e clar de la ce incertitudini, ele nu vor dispărea, că nu le știm care sunt, dar ceva o să se mai întâmple în viitor fără urmă de îndoială. Dar cred cu tărie când spun asta că este unul dintre anii în care la început de an noi întotdeauna încercăm să ne uităm în anul în curs, să ne gândim un pic cam care sunt proiectele, ce se va întâmpla, cele pe care le vedem și să încercăm să le estimăm pe cele care nu le vedem încă, dar știm că avem ceea ce am spune, acest gut feeling, această senzație că se va întâmpla ceva. Sunt foarte optimist, sunt optimist în ceea ce înseamnă 2023. Eu m-am exprimat în raportul nostru anual că văd o creștere de double digit. Aici începe o întreagă filozofie acestui double digit, care crește de la, care poate extinde de la 10 la 99%, am vrut să zic 90%, și să începem cu high double digit și low double digit, two digit, și e o întreagă filozofie. Noi vom prezenta bugetul de venituri și cheltuieli în aproximativ 2 săptămâni, aproximativ, și acolo ne vom încerca să introducem toți acești vectori pe care avem în minte, atât din partea de oportunități, cât și în partea de lucruri incerte, să ponderăm optimismul și oportunitățile cu o doză de realism și, bineînțeles, de aceste lucruri care pot veni neașteptate.
Hai să ne uităm puțin și pe faptul că voi întotdeauna, mă rog, pe parcursul anului trecut, creșterea a venit, bineînțeles, din câștigarea noilor contracte. Sau, aici aș vrea să te întreb dacă creșterea asta a cifrei de afaceri, a veniturilor în general, a venit atât din contracte noi, cât și din creșterea pe clienți existenți. Adică cei care erau deja în portofoliu, nu știu, ați mai adăugat servicii, produse și așa mai departe. Tot ceea ce înseamnă contracte pe care voi le-ați încheiat, astea semnificative, au fost întotdeauna raportate, mă rog, corect și la timp și au fost bine primite și apreciate de către investitori și asta dă dovadă, zic eu, de o bună comunicare cu ei. Deci, făcându-ne așa o idee la ce s-a întâmplat anul trecut, creșterea în principal, deci a venit de unde? De la contracte sau și de la clienți și cu un mix așa de creștere produse și pe clienți? Chiar vine din ambele părți, adică și din contracte de la clienți existenți, cum este contractul cadru pe care îl prezentați dumneavoastră aici, care are mai multe contracte subsecvente, dar și de la clienții noi. Iar aici, când spunem clienți noi, mă refer mai ales la proiectele au început să devină din ce în ce mai complexe. Asta înseamnă să introducem o serie nouă de lucrări, de coordonarea mai multor parteneri, lucruri pe care până acum nu le făcusem, eram noi mai degrabă coordonați de integratori mai mari. Acum am început să preluăm și noi acest rol. Nu neapărat că e vreo diferență între cineva care conduce un consorțiu și cineva care este subcontractor, nu o văd așa, dar pur și simplu ai prins experiență în ceea ce înseamnă organizarea, în ceea ce înseamnă lucruri noi pe care până atunci nu le-ai făcut, servicii noi adăugate pe care le poți face și astfel după aceea te pregătești, te poți pregăti pentru proiecte și mai complexe. Acum, aparte de... Doar o întrebare, mă rog, o completare. Majoritatea contractelor pe care le-am văzut aici sunt făcute în zona publică. Există potențial și în zona privată sau, mă rog, acolo lucrurile sunt mai așezate, sunt mai... infrastructura e deja făcută și poate că, mă rog, companiile pe care voi le targetați, poate, nu știu, nu sunt pregătite în momentul de față sau nu le-ați ofertat sau acolo cum e situația? Cred, am vrut să zic generally speaking, cred că cu precădere investițiile majore vor fi făcute în continuare de entitățile de stat. Este această tendință în sectorul privat atunci când lucrurile sunt un pic incerte, iar acum suntem într-o perioadă de incertitudine. Toată lumea vorbește despre de un posibil downturn economic sau de o posibilă nouă criză care nu știm dacă va veni sau cum se va manifesta dacă va veni. Ne uităm afară, vedem companii mari de IT care dau afară oameni și vorbim aici de mii de oameni, nu de zeci de oameni, dar nu văd sectorul privat lăsând motoarele cu totul în jos, ci făcând investiții mai degrabă cu un pic de așa. Da, și cu un pic mai degrabă cu un pic de grijă, cu atenție la bugete, pentru că ele înțeleg că nu pot pierde nici trendul, adică nu pot rămâne în urmă în ceea ce înseamnă infrastructură, digitalizare, servicii către clienți, toate lucrurile astea, securitate, lucruri care se întâmplă. Dar vin cu un pic de, să spunem, cu un pic de atenție la ceea ce înseamnă bugetele consumate. Și aici voiam să te întreb apropo de creșterile alea de procente de care vorbeam înainte și cu numărul de angajați. L-ați dublat la început fiind foarte puțin, la un moment dat nu mai puteți dubla, creșterile sunt cumva procentual mai mici, dar echipa e din ce în ce mai mare. Cum îi țineți alături de voi? Sunt specialiști, știm foarte bine, se caută și e o problemă și în sector cu forța de muncă. Avem și o întrebare aici, dacă vă gândiți să mai faceți angajări sau ajung cei 25 pentru proiectele de moment. Într-adevăr, e o provocare, cred că pentru toată lumea și pentru clienții noștri și pentru noi această problema forței de muncă. E pentru România. Cred că, exact. Cred că este pentru România, nu este doar pentru industria noastră. Ce pot spune decât mi-ar plăcea să cred că depunem eforturi să-i ținem pe oameni lângă noi și odată ce vin la noi în echipă
să-i facem să rămână acolo și să nu le dăm motive să plece. Nu cred că am avut cazuri până acum și sincer sper să nici de aici înainte să nu avem cazuri în care angajații să-și dorească să plece de la noi, ci să-și dorească dimpotrivă să rămână și să aducă poate și alți cunoscuți sau alți angajați de valoare. Nu cred că sunt suficienți cei 25 la care am ajuns acum, pentru că pregătirile nu trebuie să le faci pentru momentul în care te afli, ci pentru momentul care va veni peste 6 luni de zile. Și atunci acum este momentul de a ne pregăti pentru următoarea, pentru a doua jumătate a anului. Și da, încercăm să ne mai uităm, să ne uităm, să ne întărim echipa. Cred că am făcut un lucru foarte bun până acum cu echipa. De fapt, am spus-o de mai multe ori și am spus-o și colegilor mei că e probabil cel mai important lucru pe care am reușit să-l realizăm până acum. Vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă livrarea de echipamente, mă rog, dar de fiecare dată când am discutat treaba asta și în emisiunile precedente, se punea problema faptului că se aducea în discuție faptul că livrările întârzie, că posturile s-ar putea să fie mai mari, acele probleme de aprovizionare, am văzut că în ultima perioadă s-au mai atenuat, nu mai sunt chiar atât de dificile. În cazul vostru cum este? Pentru că voi lucrați atât cu soluții, mă rog, software, dar în principal și cu hardware, nu? Pe care le aduceți, nu știu, de peste mări și țări. Corect. În principal lucrăm cu hardware. Într-adevăr, sunt și subscripții și servicii, și dar o parte cea mai consistentă este în partea de hardware. Per total, vedem că lucrurile clar s-au îmbunătățit, de unde termenii de livrare nu vedeam nimic, nu mai vedeam nimic sub 180 de zile, deci sub aproximativ 6 luni, lucrurile au început să se îmbunătățească. Asta e vestea bună. Vestea mai puțin bună este că acest lucru nu se întâmplă pe toate itemurile și pe toate soluțiile. Și în continuare avem soluții pentru care trebuie să așteptăm 6-7 luni de zile. Și atunci e de ajuns ca din, nu știu, 5-6 componente ale unui proiect să ai una sau două care să aibă astfel de termene de livrare și îți întârzie proiectul cu totul. E o provocare pe care am avut-o și anul trecut. Nu avem noi niște mecanisme sau niște, nu știu, niște aturi extraordinare pe care să nu le cunoască și altcineva, dar în primul rând am reușit anul trecut să, cu mici excepții, avem 2-3 livrări la niște clienți unde nici nu mi-e și jenă să spun care este timpul de livrare și termenul pe care ei l-au așteptat, dar să spunem că au fost câteva provocări acolo. 98% din lucruri au fost gestionate de echipa noastră operațională cu succes, folosind, mă rog, diferite mecanisme care de fapt înseamnă să ajustezi un risc pe care ți-l asumi cu un posibil reward. Practic în asta constă unul dintre elemente. Alt element constă în a avea conexiuni la nivel de distribuitori europeni cât mai bune cu putință, astfel încât să primești ajutor atunci când este nevoie. Tot în direcția asta, uite, și cu asta închis și te las, Cătălin, să ne uităm și pe evoluția grafică. În ultima perioadă s-a vorbit despre redeschiderea Chinei, revenirea din ultimele închideri din pandemie, în fine, acolo atunci economia a fost destul de constrânsă și acum toată lumea vorbește despre faptul că odată cu reluarea activității economice din China, nu știu, o să crească și prețul petrolului, pentru că o să crească cererea, o să crească și așa mai departe. Ar putea exista, nu știu, întreb, pentru voi vreun risc în sensul că China ar putea să atragă, mă rog, pe lângă petrol, comodii și așa mai departe, și alte produse pe care voi le, nu știu, le folosiți, cumva să nu mai fie la dispoziția voastră atât de ușor, că se duc în partea cealaltă, în China? Stai așa să văd dacă am înțeles întrebarea corect. Te gândești într-un scenariu în care plecând de la un producător care își fabrică lucrurile în China și ele să nu mai fie destinate Europei sau Americii și să fie folosite de ei. Ăsta, da, să fie folosite de acolo. Da, 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 da. Da, nu, adică nu pot cuantific riscul ăsta, dar mă gândesc că atâta timp cât producătorii sunt americanii, cred că întâi își vor deservi propriile nevoi din state, după care cele a Europei și după care cele
după care cele din partea asiatică, pentru că aici cred că la nivel macroeconomic e un balans foarte fragil de forțe. Acum vedem ce se întâmplă și cu Taiwanul și cu aceste mici, practic mici amenințări între cei doi care își dispută puterea mondială, Rusia și China pe de o parte și statele pe partea cealaltă. Și da, sunt lucruri care nu știu dacă sunt de competența. Da. Doar așa, să ne exprimăm o opinie asupra lor. Da, da. Doar ca pe un risc, dacă l-am. Nu, cu siguranță acest risc există. În opinia mea, nu am văzut până în momentul ăsta suficiente semnale cât să-l consider un risc major, cât să consider un risc care să fie cu adevărat, care cu adevărat să trebuiască să fie luat în considerare. Practic, riscuri sunt o mulțime, dar noi le dăm o pondere fiecăruia dintre ele și atunci ne focusăm pe alea care sunt pe alea cu ponderile mai mari, de fapt, care credem mai importante. Dar da, se pot întâmpla foarte multe lucruri, mai ales că în Taiwan, acolo se creează, acolo este probabil 50-60% din piața de semiconductori. Nu vreau să-mi imaginez un scenariu în care acolo au loc evenimente. Exact. Și mai durează câțiva ani până se fac fabricile alea. Au început, corect. Au început, dar durează câțiva ani. Da, dar măcar a fost un semnal, sincer, a fost un semnal de trezire și pentru Europa și pentru state, în ceea ce înseamnă și producție și tehnologie. Exact. Parcă am realizat deodată că nu putem depinde numai de energia rusească și de manufacturing din China. Și ok, o să ne ia ani, dar mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Exact, exact. Apropo de evoluția cotației, mai aveți vreo 4 luni și un pic și faceți 2 ani de când sunteți listați. A fost o evoluție interesantă, bine, finalul de an 2021 cu scăderi, știm, dar totuși anul trecut s-a comportat bine acțiunea, în sensul că deși era o zonă de minime s-a consolidat și până la urmă chiar și tendința asta descendentă pe care am semnalat-o aici pe grafic s-a ieșit din ea și s-a trecut și de rezistență, ceea ce e foarte bine. Merge cotația către, să spunem, 25-26 de lei aici, cam asta ar fi o rezistență mai veche și probabil nu va reuși să treacă din prima, dar atâta timp cât se menține peste zona asta 23 și ceva de lei aici, e destul de bine din punct de vedere tehnic. Iată că și tehnică evoluează ca lumea, așa să spunem, deși volumele sunt mici și aici ar fi o întrebare. Apropo de volume, voi aveți și un program de răscumpărare, nu? De corect. Un an jumate, mai aveți din el ceva. Am văzut acum și o raportare că ați mai cumpărat vreo... Până la urmă, să explicăm de ce răscumpărați aceste acțiuni. Păi motivele sunt, practic, vin din două direcții. Una e că poți să, adică îți anulezi propriile acțiuni prin răscumpărarea de la investitori. E o modalitate de a da banii înapoi investitorilor, că sunt dividende sau că sunt răscumpărări de acțiuni. Un alt motiv este stock options planul nostru, pe care l-am angajat către pe care noi ca și companie ne-am angajat să-l executăm pentru angajați, pentru că ei sunt cei practic cei care beneficiază de aceste lucruri. E o modalitate în industria noastră de a recompensa angajații, de a-i ține lângă noi și bineînțeles de a atrage angajați, de a atrage angajați noi. La noi în Stock Options Plan există un procent pus deoparte special pentru a atrage oameni noi în companie. E destul de greu să o faci și acesta este unul din mecanismele pe care piața de capital ne-l oferă și ne-l dă la îndemână pentru a atrage oamenii noi și bineînțeles pentru a-i recompensa pe cei care sunt cu noi încă de la început și cei care au lucrat încă de la început în companie. Tot anul trecut, pe parcursul anului trecut, v-ați făcut și un rebranding, se vede acolo în spate. Ați și făcut o zi a investitorului, practic ați ieșit cumva în fața investitorilor și ați început să comunicați. Asta e un lucru foarte bun pe care vreau să-l subliniez, pentru că nu multe companii, mai ales cele de pe piața aero, care de-abia au venit acum în ultimii 2 ani de zile, ca să zic așa, multe dintre ele nu comunică la nivelul la care ar trebui, deși sigur ar trebui. Și mai faceți anul ăsta o zi a investitorilor, o aveți în plan?
Da, pe scurt, da, dar vreau să fac un comentariu apropo de comunicare. Noi suntem într-adevăr unii dintre cei care probabil n-am comunicat cel mai mult, dar ne-am impus-o să o facem constant, cel puțin constant. Acum vine și, nu știu cum să spun, reversul acestei comunicări sau, de fapt, nu neapărat reversul, cât conținutul acestei comunicări. Cred cu tărie că este la fel de important să și conținutul comunicărilor pe care le ai să fie consistent, corect, coerent și așa mai departe, nu doar de a comunica. Iar, de fapt, unde văd greutatea în această parte de comunicare este de a genera permanent acest conținut de comunicare. Nu suntem una dintre companiile care să ieșim să, nu știu, comunicăm absolut orice. Da, bineînțeles, lucrurile importante, fie ele că sunt bune, fie că sunt rele, indiferent din ce direcție vin, ele trebuie comunicate dacă vrei să-ți arăți sau vrei să-ți câștigi o încredere către investitori. Nu doar pe alea bune, da, ne-ar conveni, le convenim pe alea bune. Acum va trebui să ne și demonstrăm, pentru că până acum noi nu prea am avut, spunem, mesaje negative sau surprize neplăcute și va trebui să ne demonstrăm ceea ce spunem acum și prima dată când se va întâmpla lucrul ăsta, să și comunicăm din timp, să nu luăm lumea și investitorii pe nepregătite. Păi, Revin la. sunt și companii care comunică atât de bine sau atât de mult încât și lucrurile proaste le arată că sunt Devin, bune. da, devin Asta e. bune, da, corect. Tot legat de comunicare, chiar e o întrebare în chat acum și e legată de contractele pe care voi le aveți și, mă rog, ne întreabă cel care ne urmărește acum, de ce nu scrieți totuși care sunt beneficiarii, care numele celor beneficiarilor instituții de stat, presupun că acolo se referă, pentru că numele oricum ar fi publice și s-ar vedea în SEAP, adică care e motivul pentru care nu s-ar face treaba. Da, așa e. Așa este. Probabil că ai, sincer, nu știu să răspund la întrebarea dacă ai voie să le folosești numele fără acordul lor. Chiar, nu știu, bă, având în vedere că sunt informații publice, până la urmă, probabil că da, dar în principiu am evitat să facem chestia asta fără a obține acordul de la clienții, inclusiv în case study-urile noastre pe care le aveți, inclusiv că sunt din privat sau din public, sunt deschise mai degrabă ca use case-uri tehnologice și fără numele clienților. În public e super dificil să te duci să obții o astfel de aprobare, probabil, da, probabil e destul de greu să faci chestia asta. Da. Dar, într-adevăr, da, cineva care poate să intre pe SICAP să vadă toate detaliile. Da. Suntem la final, Dragoș, dacă a rămas ceva ce, iată, vrei să comunici și n-am atins noi sau nu știu, ar mai fi ceva pentru care să mă gândesc în perspectivă, evident, pe anul ăsta și la ce să fie atenți investitorii. Nu văd lucruri extraordinare. Vom avea adunarea generală a acționarilor în aprilie, vom folosi și sistemul e-vote. Aș încuraja investitorii să participe într-un număr cât mai mare. Am arătat chestia asta și la ziua investitorului și atâta timp cât poate fi făcută nu știu, în termen de ore, ascultăm ce zic investitorii. Nu știu dacă întotdeauna o să și facem ce ne zic ei, dar asta am promis-o că vom asculta și vom continua să o facem. Vom face și ziua investitorului, probabil în a doua parte anului, așa cum a fost și anul trecut. Ne menținem direcțiile pe care le-am anunțat, o să în partea de creștere organică, ceea ce facem în momentul ăsta. Am spus de foarte multe ori, ne uităm cu foarte mare atenție la ce înseamnă industria de cybersecurity. Da, suntem mai la început aici, tot o spunem de ceva timp. Sperăm că la un moment dat vom veni să arătăm și rezultate. Am început și un pic în zona de training și learning, credem cu tărie și în direcția asta. O să începem să ne uităm și la ceea ce înseamnă software, cloud și lucruri ce revolvă din aceste două concepte. Nu suntem noi o companie de software, dar măcar vom face pași să înțelegem ce înseamnă prima dată asta și apoi cum și dacă devine o direcție strategică pentru noi și cum vom executa în direcția asta, dacă decidem Noi că vă e. urăm succes. Eu spun că dacă faceți cum ați făcut și până acum, e bine. Cifrele au dovedit-o. Mult succes și pe viitor. Te mai așteptăm la Field Marketing. Mulțumesc și voi mai veni cu plăcere.
Încheiem aici ediția de astăzi. Mâine vă dăm întâlnire pentru o nouă emisiune dedicată de data asta piețelor externe. Va fi foarte interesant. Până atunci, seară plăcută și profitabilă. La revedere! La revedere!